ai rămas. Au fost primari care au ieșit nervoși din ședința biroului. Au fost primii la Ișan criticându-vă. Au fost 7-8 primari care au ieșit nervoși. Restul au rămas și am continuat discuția, vedeți, după plecarea președintului Consiliului Județean. Ce demonstrează asta? Foarte simplu. Domnului Popa este frică. A recunoscut domnul Călin, secretarul nostru, și a spus că, într-adevăr, că domnul Chirica nu l-am invitat. N-a mai dat răspunsul și de ce, că l-am întrebat primarii. Dar de ce nu l-ați invitat și pe domnul Chirica, că e primar PSD? Păi nu l-am invitat. Eu explicându-ne că jumătate din podurile culese de primăriile PSD sunt culese de către primarul de la Iași. Mai puțin relevant acum, că oricum mi-ar veni greu a doua oară să o mai dau. S-a cerut excluderea dumneavoastră la ședința de astăzi? Nu. S-a cerut susținerea necondiționată a moțiunii de cenzură din partea parlamentarilor PSD de la Iași, ca și cum primarii s-a duce să voteze, să vorbească cu senatorii, deputații, să vorbește. Adică tărea este ca și cum nu mai înțelegem logica lucrurilor. Dar nu e puțin, mai puțin important faptul că nici nu mă așteptam la Marcel Popa să mă duce căruța de la capătul. Și totuși primarul de la Ipatele a spus în timpul ședinței că dorește excluderea dumneavoastră din partea. Primarul Păstârnac de la Ipatele, care a reușit cu greu să adune 600 de voturi, tot și-a putut să aducă în căruța asta mare a PSD, este omul lui Popa. Împreună cu Codrin Ștefănescu și cu Laicu de la Compania Națională de Autostrăzi. Are un grup nucleu pe care îl alimentează, nu cu bani de la guvern, că de acolo nu ia nimeni nimic, și probabil că îl alimentează în alt fel. Eu i-am mai explicat domnului primar și mi-am dat și cuvântul de onoare. Eu nu am mintit cu nimeni.